Luna martie a fost un bun prilej pentru ca edilii târgujieni să mai aducă ceva bani la bugetul local. Sursa au reprezentat-o taxele plătite de comercianții de flori, mărțișoare și suveniruri. Din păcate, suma adunată în cele câteva zile de forfotă este una anemică. Firmele au avut de plătit câte 8 lei zilnic pe fiecare metru pătrat ocupat. Am reușit să strângem undeva la 520 de milioane de lei vechi. În comparație față de anul trecut, am avut mai puțin. Anul trecut, având undeva la 700 de milioane. Aș vrea să subliniez faptul că nu am mărit taxele, au fost aceleași taxe de câțiva ani buni la Târgu Jiu, tocmai pentru că e criză și am vrut să dăm ocazia și celor care nu au un job stabil să facă ceva bani în această perioadă. Puținii bani au avut drept cauză și vremea capricioasă. Edilii nu au putut curăța la timp centrul orașului pentru sărbătoarea Sfântului Valentin, iar tarabele au fost amplasate cu două zile înainte de 1 martie. Câți comercianți au venit anul acesta? Aproximativ 100, însă au fost pe amplasamente diferite, pentru că foarte mulți au dorit să împartă corturile ca să aibă mai puțin de plătit taxă la primărie. Trebuie să ținem cont de faptul că a fost foarte frig, au fost unele zile de-a dreptul răcoroase la Târgu Jiu, ca și în restul țării de altfel, ceea ce pe foarte mulți comercianți a făcut să nu mai vină cu marfa în centru. La Târgu Jiu au ajuns zilele trecute comercianți de mărțișoare din numeroase zone ale țării.